alertă în județul Hunedoara după ce ieri a fost semnalată dispariția a 3 copii de 7, 9 și 11 ani de la domiciliul din satul Sfânt Andrei. Tatăl micuților a fost cel care a anunțat poliția, după ce bona copiilor a semnalat dispariția lor. Imediat a și fost transmis un mesaj ro-alert. Oamenii legii continuă căutările și astăzi, cu ajutorul unui câine de urmă și a unei drone. Luni 14 octombrie, în jurul orei 17, poliția orașului Simeri a fost sesizată telefonic de către un bărbat din satul Sfânt Andrei cu privire la faptul că ieri în jurul orei 16, bona celor trei copii ai săi, Marțian, Rania, Adrian, în vârstă de 11 ani, Marțian, Antonio, Adrian, în vârstă de 9 ani și Marțian, Raisa, Antonia, în vârstă de 7 ani, l-a anunțat că aceștia nu se mai află la domiciliu. Nu se cunosc obiectele vestimentare cu care erau îmbrăcați minorii în moment plecării. Din momentul primirii sesizării, polițiștii au desfășurat mai multe activități investigative și de căutare în vederea depistării minorilor care au fost dați în urmărire națională. Cei trei apar acum și pe site-ul Poliției Române la secțiunea Copii Dispăruți. Polițiștii continuă activitățile investigative și de căutare a celor trei minori, a căror plecare voluntară a fost sesizată ieri de către tatăl acestora, de pe raza satului Sfânt Andrei, în apropierea orașului Simeria. Vorbim despre trei copii, două fetițe și un băiețel în vârstă de 7, 9 și 11 ani, care au fost dați deja în urmărire națională. Activitățile de căutare în teren beneficiază și de sprijinul colegilor din cadrul Jandarmeriei Române și a celor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, fiind folosit și un câine de urmă. Persoanele care pot furniza informații utile găsirii acestor trei copii sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliție. Pentru căutări a fost adus și un câine de urmă, fiind folosită și o dronă care survolează împrejurimile.